Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Adrian Țâbârnă și directorul financiar al spitalului, Mihai Iancu Buțurcă, au făcut o achiziție publică împotriva legii. Repet, conform raportului, asta spun auditorii trimiși de Ministerul Sănătății. Okay. Mai exact, au încălcat articolul 2 din legea 98/2016 privind achizițiile publice. Despre ce este vorba la acest spital care a împlinit anul trecut 100 de ani de existență? Pe 8 august 2023 scriam că achizițiile de la PNRR au început să se facă în spitale, și era vorba de concret de Spitalul Obregia, modificându-se pur și simplu suma din euro în lei și punându-se asemenea restricții la achiziție, încât doar anumite firme să poată să livreze aparatura respectivă. Era vorba de un aparat medical care în final a costat aproximativ 75.000 de euro. Uh-huh. Unul dintre medici a întocmit referatul de nota de fundamentare. De ce este întocmită de el? Pentru că șefii de secție întocmesc aceste documente care stau la baza achizițiilor publice, la baza aprovizionării spitalelor cu diverse materiale sau aparatură în acest caz, și le întocmește șeful de secție pentru că el știe cel mai bine ce lipsuri și ce nevoi are la fața locului. Datoria legală însă a unei note de fundamentare, potrivit legislației, este redactarea neutră și mai exact fără să includă specificații care pot să conducă la derularea ulterioară a unei licitații neconcurențiale, cu dedicație pe românește, da? Pentru un anumit de aparat pe care îl poate produce o anumită firmă. Vă amintiți, probabil, stimați ascultători, cazul BMW-urilor poliții, da? Uh-huh. Dosarul acela a fost făcut astfel încât o singură firmă se putea livra mașinile care să aibă parametrii respectivi. Da. Astăzi, la 6 luni din momentul, deci în august, da, am publicat lucrul ăsta, avem confirmarea, conform Corpului de Control al Ministerului Sănătății, că acolo a fost ceva neregulă. Ăsta e un exemplu mic, e adevărat, da? Și deocamdată de parcurs, ca să zic așa, că un jurnalist de investigație face mai mult decât să scoată la iveală abuzuri, nedreptăți sau uneori chiar ilegalități. El declanșează în societate schimbări concrete. Oamenii se pot întreba, bine, ce schimbare a fost declanșată în momentul ăsta? Schimbarea este următoarea. De la nu știu nimic ce a declarat prima oară managerul, totul este în regulă, are un document oficial din partea Ministerului Sănătății, care este forul care, practic, nu doar că prin minister se coordonează, dar prin casa de asigurări care e coordonată de minister, se finanțează practic spitalele publice din România, deci are o dovadă într-un document care în mod normal merge mai departe către instituțiile din sistemul judiciar, că lucrurile nu au fost în regulă în privința acestei achiziții. Uh-huh. E un exemplu mic și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Bun, mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.